Severinenii care au avut curaj să înfrunte căldura și au ieșit afară sub soarele arzător au fost nevoiți să facă față unor temperaturi extreme. Într-o încăpere cu aer condiționat, termometrul de cameră indica 25 de grade Celsius. Imediat cum am ieșit afară, acestea au urcat vertiginos spre 41, semn că atmosfera este extrem de încinsă. La nivelul solului, termometrul de cameră nu a făcut față. Cu un termometru de cameră nici nu am putut vedea câte grade se înregistrează în acest moment la nivelul solului. Acum termometrul indică peste 50 de grade Celsius. Mersul pe stradă a fost moleșitor și a devenit misiune aproape imposibilă din cauza că umbra lipsește din foarte multe locuri. Atmosfera a fost extrem de încinsă la orele prânzului, atunci când temperaturile au urcat foarte mult, așa că a fost extrem de greu pentru cei care s-au aflat afară, mai ales că pe străzi există foarte multe locuri unde nu este pic de umbră. În lipsa aparatelor de aer condiționat, acoperișurile chioșcurilor de ziare s-au încins, iar vânzătorii au făcut cu greu față situației. Mașinile au devenit și ele cuptoare pe patru roți. Pe o astfel de căldură, cei care vând ziare în chioșcuri care nu au aparate de aer condiționat o duc extrem de rău. Termometrul indică 40 de grade Celsius. Extrem de dificil este să stai și într-o mașină care nu este ventilată decât cu ajutorul geamurilor deschise, pentru că aici se înregistrează la orele 13, 37-38 de grade. În zilele următoare, căldura va aduce iadul pe pământ. Urmează două zile în care temperaturile înregistrate la umbră vor ajunge la 40 de grade Celsius, iar meteorologii au instituit cod portocaliu de caniculă și disconfort termic.